Noi dispozitive de filmat. Mi-am cumpărat asta să-l pun pe după cap cu telefonul. Mi-am mai cumpărat și asta, iarăși tot ce-l pui după cap și lege tot telefonul ca să-l vezi în fața ochilor. Asta mi se pare un pic cam greu când e telefonul. Mi-am luat și camera asta, o cameră 4K. O am de ceva vreme, dar n-am folosit-o până acum. O să o pun și asta în funcțiune. Vă salut! 8 decembrie. Continui cu turtele. 7 grade afară. Așa că o albinuță, o mai ieși la zbor. Ia să vedem dacă reușim să ne apropiem. Vedem acolo pe munți puțină zăpadă. Acolo puțină zăpadă. Continuăm cu turtele. Aici am o stupină de stup de 12 rame și roiuri în stup de polistiren pe 6 rame. Acolo-i satul. Bun. Să ne apucăm de lucru, să vedem cum sunt aici, dacă au nevoie de hrană, dacă sunt ușori. Să vedem. Acum să ne apucăm de lucru. Ia să vedem. Așa. Da, mai vedem câte o albinuță care o îngheța de frig. Așa, cântărim ușurel. Dacă ușurel, deschidem. Albinuții ar avea. Ia să-i aducem turta și tot ce-i treaba. Ce acolo? O albinuță. Așa. Cam așa filmez eu. Sper să se filmeze bine. Așa, stați cu minți. Cam asta e. Și mergem la următorul. Îi dăm fum. Cântărim. Asta e greu. Cântărim. Asta e cam ușurel.
folosesc mai mult fum pentru că, fiind mai rece afară, greu reacționează albinele la fum. Cam asta e. Asta e greu. Așa, lăsăm. Împingem albinuțele acolo înapoi. Asta e și mai greu. Hai. Asta e greu. Și asta iarăși e foarte greu. Bun. Mergem în continuare. Așa. Cam așa. Bun. Acum o să opresc. Nu, de tot. Cabana. Mamă. Da. Stai un
Nu mă dai pe aia, marci, nu mă eu îi mă cu tu, așa. Am schimbat stupina. Ce fain se vede cerul. E norat. Nu-s departe de stupina cealaltă, numai cam la un kilometru. Dar de aici se vede zăpada mai bine. Numai pe cameră se vede destul de greu. Uite și un stol de păsări. Bun. Să ne apucăm de lucru. Merge bine și să vedem mapa. Oricum albinele nu mai vin acum. La apă. Eu suflat vântul ăsta, le-am pus aici ca să urce albinele pe ele să nu se înnece când beau apă. Așa. Că în bazinele astea, dacă nu îs la umbră, greu trăiește vegetația în ele, că au lumină rădăcinile și probabil nu le place. Bun. Să începem lucru. Punem pe pauză și începem. Așa, aici avem planta asta care înflorește în ianuarie. No, aici e bine. Nu e în avans, e normal. Și aici asta nu știu ce e. Thank you.
Huh?